știință la granița dintre, sau ceva între, la granița între știință și, și artă. Și mă bucură tare mult treaba asta. Observați expoziția aproape minimalistă pe care ne-a oferit-o astăzi Dominic, în sensul aranjamentului, că majoritatea celor care expun se obosesc să aducă multe lucrări, să convingă. Iată că se poate face o expoziție care să arate foarte bine și nu mă sfie să spun lucrul acesta, într-un spațiu clasic, un spațiu reprezentativ pentru arhitectura noastră, ci cu o propunere de artă vizuală de la un arhitect. După câte știți, și nu e cazul să spun lucrul, să vă mai amintesc lucrul acesta, Dominic a studiat arhitectura, se vede lucrul acesta și în rigoarea cu care tratează suprafața picturală. Eu am avut de multe ori discuții cu el în legătură cu temele pe care le abordează și de fiecare dată m-a surprins cu câtă minuțiozitate și alege temele, dar cu câtă grijă tratează și spațiul în care sunt așezate lucrările. Toate aici au o logică pe care el o să ne explice. Vorbesc acum nu numai de lucrările în sine, ci de modul în care au fost aranjate. Este de asemenea important să observăm că dincolo de linia riguroasă, de planurile, eu știu, de moderne, pe care de limbajul plastic de tip modern pe care el îl dezvoltă în lucrării, există o compoziție echilibrată, care vine de la un arhitect, o armonie cromatică care este demnă de cei mai importanți căutători în acest secret al legilor culorii. Sunt niște formate care mie îmi plac foarte mult. Aceste panoramări ale suprafețelor urbane, subiecte care nu au în principiu nimic pitoresc în ele, pentru că ce e mai urât decât un oraș care se dezvoltă fără vegetație, fără parcuri, fără nimic special. Ei bine, iată că Dominic reușește să aducă armonie și să compună cu suprafețe moderne și cu planuri geometrice niște compoziții care sunt extrem de atrăgătoare. Mă duce cu gândul la Nicola de Stael, am avut o discuție împreună înainte de vernisaj, un artist născut la început de secol în Sankt Petersburg, un artist care a trăit în Franța și a murit în 1955 la Antib, s-a sinucis, dar a stat în preajma marilor unor mari artiști din zona respectivă, l-a cunoscut pe Picasso, a lucrat cu Fernand Léger, care are și un muzeu la Biot, în apropierea Antibului. Tipul acesta de căutări sunt extrem de interesante și, deși eu nu l-am cunoscut, iată că spiritele înalte se întâlnesc și că este... Se poate să te ducă cu gândul la un astfel de reprezentant al picturii moderne. De asemenea, aș putea să fac din pictura românească trimitere și la marinele lui Ion Pacea. Singurul lucru pe care nu l-are Pacea, spre deosebire de Patrick, este de Dominic, scuze, este acea rigoare, acea geometrie, acea ordine perfectă din compoziții,
dar și faptul că el trăiește într-o armonie perfectă, atât cromatic cât și din punct de vedere al compoziției lineare. Este o surpriză plăcută de fiecare dată când îi văd expozițiile și mi se pare că, și cu asta închid, reamintim faptul că se conturează o mică echipă de arhitecți care poate să performeze chiar și împreună. De-aia mă uit spre Patrick și că îi provoc de pe acum pentru o expoziție de grup chiar în acest spațiu, dacă le face plăcere și nu are cum să nu le facă plăcere pentru anul viitor. Pentru că eu știu și tipul de căutări pe care merge acum Patrick și ar fi ușor complementar cu această expoziție. Vă doresc să vă bucurați de lucrări și să vă ascultăm. În primul rând, bună ziua! Vă mulțumesc mult de tot că ați venit pe vremea asta frumoasă. El este fiul meu, Samuel. Și o să vă povestesc și eu două, trei lucruri despre această expoziție. Povestea ei începe, sună ciudat, începe acum aproximativ 18 ani în facultate, când am descoperit o profesoară mi-a atras atenția că lucrările mele sunt inspirate din Mondrian. Și la momentul respectiv, spre rușinea mea, nu știam cine este Mondrian, m-am dus acasă, m-am documentat și m-am îndrăgostit după ce am făcut unele lucrări de Mondrian. Aceste patru lucrări au cam 18 ani și începutul acestei expoziții, nucleul tare începe atunci, în facultate. După care m-am lăsat antrenat în tot felul de subiecte, dar a rămas cu mine silueta asta a orașului, care poate că îl fascinează mai mult sau mai puțin pe orice arhitect. Vorbeam cu domnul Dican înainte de expoziție că cei mai mulți artiști, probabil atunci când sunt în avion, sunt fascinați de creșterea unui oraș, de felul în care se dezvoltă, de trama stradală, de felul în care logica străzilor guvernează niște imagini și aceste imagini produc un efect în interiorul nostru. Și expoziția, de fapt, este bazată pe niște idei simple, pe frânturi de peisaje urbane, pe exploatarea acestor idei care pornesc de la neoplasticism. Tot domnul Dican a interpretat foarte corect înainte de începerea discursului că nucleul tare în care eu cred este în modernism, în valorile moderne, mai puțin în postmodern. Și ce să vă zic, sunt căutări de ani de zile, mi-e foarte greu să le să comprim tot în două, trei cuvinte, dar așa cum se vede, anumite căutări pornesc și din profesia pe care mi-am ales-o și altele sunt specifice genelor pe care le am. Vă doresc să vă bucurați de lucrări și sper că anul viitor să vă mai bucur cu expoziția. Mulțumesc! Expoziția rămâne pe Simeze 3 săptămâni.